că o să moară Fetiri. M-am îmbrăcat frumos, așoptat cu ghetiri. Șapca pe ori, ochelarii fumurii. Bluza strâmbă să ne uităm scobitorii. Gata, bă, tăciți, bă, până așa repede. Hai, bă, ce, bă, ce, ce? Bă, incredibil, bă. Bă, era unul, bă, să vedeți, bă, ce ciudat, mă. Bă, am mers la Budă să mă piș și a venit unul la mine și îmi zice că dacă îi suc pula, îmi dă un hamster. Bă, dar ce nebun sunt prin țara asta, mă. Nici, mă, nici nu-ți vine să crezi, mă, nu te mai poți da jos din mașină, mă, fără să mă apară unul complet nebun, mă. Așa ceva, nu pot să-l cred, mă. Bă, dar acum, pe bune, ziceți, hai să vă întreb ceva. Bă, dar voi, pentru câți bani ați suge pula? 100 de mii de euro? Ce? Ai, e bă, pula tu ești mea, nebun. Mă, nu. Pentru 100 de mii de euro? 100 de mii de euro, da, mă, da, ce drac. Dar, da pentru 500 de mii de euro? Nu, mă, ce dracu, mă, tot întreb, mă. Ți-a propus cineva ceva? Nu, mă, nu mă așa întreb, mă. Bă, clar, eu nu sunt pula pentru 500 de mii de euro. Dar pentru 3 milioane de euro aș face deep throat fără nicio problemă. No homo. Și lasă să termine în gura ta. Bă, pentru 3 milioane, bă, lasă să termine unde vrea el, mă. 3 milioane de euro? Eu sărac lipit, mă, așa că eu suge pula și pentru 5.000 de euro. 5.000 de euro? Ai, nu, mă, mea, nu, mă, nu, nu, mă, așa te face gay, bro. E gay. Bă, dar nu-s gay, mă, eu-s cu pizdele. Bă, dacă ai suge pula pentru mai puțin de 1.000.000 de euro, ești gay. Bă, dar nu contează asta, că dacă faci pentru bani, nu e gay. Bă, e gay, mă, dacă nu e pentru o sumă foarte mare, nu merge așa, mă. Da, trebuie da. Să fie o sumă bine, foarte bine, mare. Bine, gata, mă, bat pula, mă, bine, gata. Hai, mă, că ajungem imediat. Bă, pe mine să mă lăsați în centru, vă rog. Ce bine să ajungi acasă, bă! Bă, ați ajuns de la cabană, bă? Cum a fost? Bă, a fost mega blană, bă! Plepuz a fost dezvirginat, m-am fătut, am botezat-o pe una, mă! Și-am băgat atâta bă, iarbă! Bă, vezi că vine decanul! Iarba verde de acasă! Bună ziua, băieți! Bună ziua, domnul decan! Să vă purtați frumos, bine? Pentru că avem din nou control în căminul nostru. După cum vedeți, domnul Popovici, toți studenții noștri sunt cuminți, poate mai țineți minte pe Orlando de dățile trecute. Singurile unui cămin și cred că dacă ne-ați oferi o evaluare pozitivă, vom putea primi fonduri ca... Am venit tutele! Se schimbă lucrurile. Căminul acesta este la nivel european și va mai avea probleme doar când vor zbura porcii. El este un alt om, s-a reabilitat și este cel mai cumin de student al nostru. Nu-i așa, Orlando? Da, domnul decan! M-a schimbat cu 360 de grade! Am renunțat la diavol și m-am pocăit! Și mi-am luat viața în frâu și pot să zic cu mâna pe inimă că pe mine nu o să mă mai vedeți niciodată să fac probleme! Sunt cel mai cumin de om de pe acest pământ! Bine, haideți să mergem, să vedeți și toaletele cât de curate sunt! Iartă să fim cuminți câteva zile. Da, pula, lasă-mă, mă! Bă, Orlando, du-te tu în cameră să vezi ce probleme sunt, că eu mă duc să-l caut pe portar. Bine, draghe! Hei, am ajuns! Cori! Unde să... Bă, de ce ați tras pe deaua în ușă? What the fuck? Tu dacă pui mâna aici, stai tu că doare. Stai aici, gata tu că mă doare, stai, că poate ne vede cineva. Ah, vedi-li, dar unde este loc de doua, este loc și de al treilea. Dar ce s-a întâmplat? Vărul tău a bătut-o. Hai, lasă-mă tu, nu mai începe să zici în pula mea la toată lumea. Dar zi-mi ce s-a întâmplat. De ce nu poți să o lași așa? Hei, dar ce s-a întâmplat, bă, ce? Te-ai întâlnit cu vărul meu, că te tot căuta de când a ajuns în cămin. Ce? Ce? De cine? Bună, Orlando! Vărul? Fosta mea a ajuns la voi în cămin și tu o să mă ajut să o găsesc. Unde dracu e? Bună! Sună-o aici. Știi cumva unde este căminul de fete? Ce cu fraierul ăsta? După cum vezi, m-a găsit. Ce? El te-a lovit? Gata, mă lăsați-mă, mă, că voi nu înțelegeți. El te-a bătut în halul ăsta? Nu, el nu e mare lucru. Cum nu e mare lucru? Uite cum arăți! Eu m-am mutat aici de la alt cămin și am venit aici ca să scap de el. Dar credeam că v-a uitat de mine și ieri când m-a văzut în cămin,
Ne-am certat și a început să mă împingă și nu e vina lui. Vă rog, nu faceți scandal din asta. Vă rog. Atunci cui e vina? Tu te auzi ce zici? Tu nu mă asculți. A zis că îi pare rău și că nu o să se mai întâmple. Cum poți să-l crezi? Mai ales că ai fugit deja de el odată. Taci! Tu nu știi toată povestea. Așa e el. Mi-a zis când e nervos să las în pace și să nu-i comentez. Și am tot comentat și am comentat și am comentat și am comentat. Gata, gata. Dar vă rog, nu vreau să știe nimeni de asta. Hai, stai jos, îți aduc un pahar cu apă. Da, unde-i portarul? El tot timpul e aici. Domnul portar! Domnul portar! Bă, nu l-ați văzut pe portar? Nu, nu l-am văzut. Hei, l-ai văzut pe portar? L-am căutat în tot căminul. Nu, nu l-am văzut toată ziua. Of, dar e foarte important. Bă, știe careva unde e portarul? Alo? Eu știu. Da, unde e? Băi, dar tu nu știi că informația înseamnă putere? Ce? Nu se dau informații așa simplu și gratuit. În sfârșit ai ajuns pe mâna mea. Ani de zile mi-ați stricat nota la examene că nu puteam învăța cu chefurile voastre. Și de câte ori v-am rugat să mă lăsați să învăț, voi ce-mi ziceați? Suși pula? Exact, suși pula. Acum, ce-mi dai să zic unde e? Bă, în primul rând îți dau un pumn la ficat. Și apoi vedem de acolo unde ajungem. Oho, ei și crezi că cu violență poți să mă faci să zic? Știi cum o facem? Când o să mă rogi foarte, foarte frumos, atunci o să-ți zic. Ok, te rog foarte, foarte frumos să nu fii muist și să-mi zici unde e portarul. Când o să vii să-mi ceri într-un mod mai frumos și respectos, atunci mai vorbim. Cum ești? Am băut cam mult, dar îmi revin. Păi, cred că ar trebui să mergem la spital să te verifice doctorii. Nu știu tu, mi-e rușine. O să mă întrebe tot felul de chestii. Tu, dar mergem în alt oraș și ne schimbăm numele. Eu să fiu Ana Morodan și tu Alexandra Stan. Hei, am adus pufuleț! Păi, ce foame mi, bă! Ai vorbit cu vărul tău? Hai de capul meu, ce-ai făcut, bă? L-ai omorât? Și apoi ai mers să cumperi pufuleț? Nu tu! A fost prima dată după pufuleț. Of, dar ce-a zis? Din câte mi-aduc aminte, au, capul meu, au. Hai tu, lasă-mă că mi-e foame de mor. A leșinat. Orlando, sună repede. Deja sun. Alo? Da, cabinul de studenți, camera 69, vă rog, repede, repede. Am venit, mă duc repede. Bă, dar v-a trebuit așa de mult? Putea să moară oameni dacă nu ajungeați mai repede. Da, e doar o pizza. Bă, și dacă murea de foame? Ha? E cală încă. A venit pizza! Vrei? Ce? Bă, ești prost! Ce-i tu? Eu ți-am zis că mi-e foame. Dar leșinat, mă. Dacă lasă tu, că e doar beată. Am văzut sute de situații din astea. Stai chill. Vomită ea de 2-3 ori, trage un somn și apoi își revine. Apoi mergem la spital cu ea să-i facă certificat medico legal din ăla pentru idiotul de vărul meu. Hei, vreau să te întreb ceva. Stai. Știu ce vrei să mă întreb și răspunsul e nu știu. Da? Dar ce vreau să te întreb? Nu știu. Hehe, ți-am zis? Hai mă că vreau să vorbesc ceva serios cu tine. De mult vreau să te... Dar ce... Băi, Orlando, îți miros picioarele? Dacă vrei. Nu mă, trage-ți picioarele de aici că-ți put. O, dar nu poate omul să mănânce aici. Nu știu cum poți mânca după cât a vomitat fata asta. Nu. Zi, ce vrei? Orlando, de câți ani ne știm noi? Mai știi atunci când ne-am întâlnit prima dată? Ce? Cine bate la ușă? Bună ziua! Aici stă Orlando. Te-am căutat că tu știi foarte bine unde e portarul și când revine. Mă uit atent la tine în figură și dacă nu îmi spui poate și te fut în gură. Nu fi moist, spune-mi unde e. Îl
Umblă pe pontar, spune-mi unde e. Nu fi gâncat, spune-mi unde e. Umblă pe pontar, spune-mi unde e. Te iau la bătaie în fiecare dimineață. O să ai ochii umflați și o să vezi numai în ceață. Dacă nu spui, o să-ți dau un pumn în gură. Și dacă tot nu spui, poate-ți trag un șut în pulă. No, nu fi moi, spune-mi unde e. Umblă pe pontar, spune-mi unde e. Nu fi gâncat, spune-mi unde e. Umblă pe pontar, spune-mi unde e. Nu fi moi, spune-mi unde e. Umblă pe pontar, nu-ți spun! Nu-ți spun! Pua, ce pute aici, picioare! Ce pula mea, am fost la cabană și am apucat să mă spun, na! Tu ești Orlando! Da, elui! Hei, bă, ce faci? Ești polițist? Da, mă, am absolvit anul ăsta! Păi, dar cum l-a spirit pe ăsta, mă, după cât a fumat? Taci, mă! Dar uitați-vă la el, că și acum ai fumat! Taci, mă! Glumește, domnul ofițer! Orlando, avem ordine să te arestăm! S-a depus o plângere pentru ultraj și vătămare. Am auzit prin stație și am zis că venim noi. Dar nu puteți să-l arestați. Nu am făcut nimic greșit. Dacă o întrebați pe ea... Taci, Cori! E vorba de mine aici, nu de altcineva. Băi, Orlando, roagă pe cineva să vină cât de repede la secția de poliție și să plătească cauțiunea. Hai că vin eu acum. Nu, lasă! Nu veni tu să plătești cauțiunea. Du-te tu cu ea la spital, deci știu eu pe cineva să vină să plătească. Ne pare rău, dar va trebui să spunem cătușele. Dar nu putem fără cătușe, domn ofițer. Nu putem, o să avem probleme dacă îl ducem așa. Hei, lasă să mi le pună. Nu vreau să vă dea afară și apoi să nu mă împile în poliție. Haideți, mă, să vedem. Eu conduc. Bă, îți spui momentul ăsta. Că dacă nu ți-e, că dacă nu... Bă, dar ce... Nu ți mă duc la răcoare. Bă, ultima șansă, îmi zici? Nu. Domnul polițist, oare asta de pe jos nu seamănă cu... Bă, ce? Ai 5 secunde să te hotărăști dacă vrei să rămâi un om de ampula și să-ți distrugi tot viitorul pentru care ai învățat o viață întreagă, sau să faci o treabă bună și să spui unde-i portarul. Hai, ai 5 secunde. 4, 3, păi că vine. Bine, îți zic. Băi, ce avem noi aici? Păi nu mă fute, te rog! Hei, ce v-a zis Ofențiu? Hei, Johnny, tot ok? Zi-mă, tot e ok? Da, tot ok, sigur, aha. Da, frate, ok. Hai că ne auzim. Bine. Bag pizorul în țara asta coruptă, bă! Mă, don't hate the player, hate the game. Hai, zi, până nu-l chem înapoi. Bine, hai mai aproape să zic, să n-audă nimeni. Bă, chiar mă gândeam la voi zilele astea că ce mișto ar fi să ne revedem într-o seară ca în facultate. Păi na, sunt cam ocupat în seara asta, dar de mâine... Bine, dar acum pe bune, de ce l-ai lovit? Era destul de căpăcit, mă, când l-am găsit, mă. Și tu nu ești genul care face din astea. Lungă poveste. Bine, am înțeles. Lasă, că nu va fi așa de rău. Pe când termină cu actele, o să vine cineva să-ți plătească cauțiunea și o să ieși repede și nu o să afle nimeni. Dar stai, mă, că eu vreau să afle lumea. Tu-ți dai seama cum vă sta studentele la coadă la ușa mea? Thank you.